În interval de nici o jumătate de oră, în intersecția ce delimitează cartierele George Enescu de Opcin, 4 mașini au fost implicate sâmbătă în 2 accidente de circulație. Primul accident a fost provocat din cauza nerespectării semaforului de o șoferiță care a fost acroșată de un taxi. În timp ce polițiștii încercau să afle cauzele accidentului, la fața locului s-a produs un alt incident rutier. 2 mașini s-au ciocnit întrucât unul din cei 2 șoferi nu a respectat semnalul de oprire efectuat de către un polițist. La intersecția semaforizată a străzii Calea Opcinilor cu bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, în primul accident rutier produs, ambii conducători auto susțineau că au pătruns pe culoarea verde a semaforului. O conducătoare auto care se deplasa la volanul unui autoturism marca Toyota se deplasa pe bulevardul 1 decembrie 1918, a virat la stânga pe bulevardul Calea Opcinilor, iar în intersecția cu bulevardul George Enescu a fost acroșată de un autoturism marca Dacia Logan cu inscripția taxi. În urma impactului, conducătoarea auto a suferit leziuni ușoare și a refuzat să fie transportată la Spitalul Județean Suceava în vederea acordării de îngrijiri medicale. În urma vizualizării înregistrărilor surprinse de camera de supraveghere și monitorizare video din zona intersecției, polițiștii au stabilit că la ieșirea din parcarea unui hipermarket din zonă, șoferița unui autoturism nu a respectat semnificația culorii roșii a semaforului și a pătruns în intersecție, timp în care a fost acroșată lateral de un taximetru care a pătruns în intersecție pe culoarea verde a semaforului. În urma impactului, autoturismul condus de șoferiță s-a răsturnat. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto, care a refuzat însă acordarea de îngrijiri medicale. Imediat după evenimentul rutier, circulația a fost dirijată de un agent de poliție din cadrul patrulei biroului de ordine publică Suceava, ajunsă prima la fața locului. Polițistul a efectuat semnalul regulamentar de oprire pentru mașinile care circulau din direcția Șcheia către spital, sens în care pe banda a doua de mers a străzii Academician Vasile Grecu a oprit un autobuz. Pe banda întâi circula un autoturism înmatriculat în Belgia, care nu a respectat semnalul de oprire efectuat de polițist, a pătruns în intersecție și intrând în coliziune cu altă mașină care circula în interiorul intersecției. Culoare verde la semafor, două autocare, autocarele fiind 6-7 metri în fața mea, având culoare verde la semafor, am trecut. Altă mașină din sensul ălalalt, autocarele în același timp treceau și ele, am trecut, am depășit autocarele, din sensul ălalalt a venit altă mașină. Cum puteam eu să văd organele în materie să-și facă treaba cu... Dumneata avea prioritate, asta avea prioritate. Care-i treaba aici? Să stai așa oleacă. Vini 2000 de kilometri, nu pasești nici din ce să faceți? 700-2000 de kilometri făcut. Am înțeles? Este cam de la vedere și vede. Practic, vreau să n-am văzut. N-avem să vadă pe autobuz. Celălalt din spatele autocarului nu poate să vadă semnul. Dacă stai în fața autocarului, nu poți să dirigezi o circulație într-o intersecție, e logic. Deci, cel mai bun martor era agentul care de poliție. Agentul de poliție nu a dispărut nicăieri, dumnealui este plecat pentru că are altă treabă în altă parte. Domnul meu, bata, dacă ești aia, ai misiunea de la ora 7 până la ora 8, la 7 și 10 se produce accidentul, desparte la loc și la 8, de la 7 și 10 vine altul loc cum tale. Da. Mai ales s-a întâmplat accidentul pe timpul lui. În timpul lui două accidente. Nu are două accidente. Cel de-al doilea accident s-a soldat cu pagube materiale și s-a produs în timpul efectuării cercetării la fața locului. Din primele informații pe care le avem, s-a produs ca urmare a nerespectării semnalului polițistului aflat în exercitarea atribuției.
stațiunilor de serviciu. Nu avem informații care să conducă la concluzia că s-a produs datorită modului defectuos în care a fost dirijată circulația de către colegul nostru. Ieri a fost primul polițist prezent la fața locului, acesta a luat primele măsuri, printre care și fluidizarea traficului rutier până la sosirea echipei operative, după care și-a continuat serviciul. S-a deplasat unde a fost direcționat de către ofițerul de serviciu al Poliției Municipiului Suceava. În urma acestei tamponări au rezultat doar pagube materiale, iar conducătorul auto, care nu a respectat semnalul de oprire al agentului, a fost sancționat contravențional, fiindu-i reținut permisul de conducere.